psaltire este o bogăție. Deci din 1982 până când stau de vorbă cu dumneavoastră, sau 83, eu am știut ce este aceea psaltire. La noi în sat erau femei bătrâne curate, în satul meu, văduve, care făceau șprescuri, care măturau și pe la biserică, care făceau curat și spuneau așa: mă duc eu la baba cutare să-mi citească psaltirea. Și duceai la femeie o punguță de făină și o sticlă de ulei, 10 lei sau 5 lei și o pâniță. Și ea-ți citea pentru o problemă care aveai nevoie. Și mi-amintesc cu toată seriozitatea cum bunica mea, găsând o pagubă pe niște porumb, las că mă duc eu să-mi citească, nu știu care era mare psaltirist acolo, o Viorica lui nu știu cine, Manole sau cum o chema, și îmi rezolve o problemă. Și nu la mult timp cineva pățește o pagubă pe care bătrâna probabil știa și a spus: eu bănuiam că ei mi-au făcut rău și mi-au băgat vaca în porumb, dar vezi cum mi-a pedepsit Dumnezeu că vaca aia s-a îmbolnăvit și au trebuit să o ducă să o taie. Și am zis: Brizăc, da, e bine să-i faci rău, dar nu i-am făcut eu rău, Dumnezeu i-a făcut, eu am plătit de citit psaltirea, eu sunt curată, nu mă interesează. Adică oamenii chiar credeau și rugăciunile chiar se îndeplineau. Sau mai era un tipic tot la țară, spunea așa: mă duc eu să îmbrac biserica. Ce înseamnă biserica? Să cumperi lumânările din ziua respectivă care se dau la biserică, să duci făina pentru prescurile de săptămâna care vine, să duci uleiul care se pune în candele, era mai greu pe vremea lui Ceaușescu, că aveai cote, dar convenea să rupi un kil de ulei să-l duci la biserică, că aveai jumări, aveai untură de la porc, nu era la țară o problemă. Și să ardă biserica candela pentru o problemă ta, să mărite o fată, să rezolve o problemă, să rezolve o greutate. Și culmea, domnule, săptămâna asta făcea omul treaba asta și nu mă auzeai peste câteva zile: aia, uite, cutare a rezolvat cutare problemă, uite, cutare a rezolvat cutare problemă. I-a citit psaltirea, ai văzut? Deci psaltirea are o foarte mare putere, numai că oamenii nu înțeleg rostul psaltirii. Că mi-a și spus multe persoane: uite, eu citesc, dar nu înțeleg nimic. Tu mergi înainte citind, așa cât nu înțelegi, că știe Dumnezeu ce citește acolo, dar nu o lăsa. Și am persoane care acum, la ora actuală, când stăm de vorbă, nu folosesc termenul mic, aș fi mândru sau m-aș umfla în pene, dar am sute de persoane pe care eu le spovedesc și care psaltirea este obiectul de lux al casei. Părinte, cât să fac postul ăsta la psaltire? Zic, fă 2 psaltiri, sau mai am câte una care îmi spune așa: părinte, știți, am mâncat o vinere de dulce, îmi dați un canon? Da. Citește o psaltire. O, dar asta e ușor, părinte, dacă e nevoie, citesc și 2. Dar citesc așa cum mi-ați spus. Și vine și îmi spune la 3-4 zile: părinte, știți că am făcut psaltirea, mi-am recuperat greșeala. Adică omul o face cu plăcere. Psaltirea nu e o spaimă, nu e o pacoste. Dacă ești necredincios și ești ateu sau nu crezi, da, dar psaltirea vorbește și de parusie. Pliniva Domnul căderi, zdrobiva capetele multora, de fața mâniei lui pădurile vor arde ca fân, unți îți vor topi ca ceara, că vine să judece pământul, noroadele cu îndreptare și popoarele cu dreptate, paharul este în mâna Domnului, plin de amestecătură, va turna din cesta în cela și vorbea toți făcătoșii pământului, să drojdile nu se vor vărsa, adică dreptatea divină e atunci, apocalipsa finală, judecata de apoi, toată e plină de frumusețe, e o bogăție. Cum alegem psalmi în funcție de situațiile în care ne aflăm? Este în psaltire, acolo cum se citește, la supărare, la întristare, la necaz, la boală, la primejdie, sunt puși. Dar eu întotdeauna am găsit ca și o mâncare bună, desertul e la urmă, felul 1 e la început și felul 2 e după. Nu ne ducem direct la problema pe care o avem, nu? Luăm dintr-o margine frumos, că Dumnezeu știe ce are de făcut. Adică să înțelegem că Dumnezeu e un mediocru și nu știe ce problemă ai tu dacă e greșit un psalm? Nu. Când ai spus, Doamne, miluiește, El deja a trimis raza de lumină care îți aparține ție. Deci poți să începi cu psalmul 1 și mergi ușor într-o săptămână până ajungi la psalmul 150. Sunt și oameni care nu au fost ispitiți? Da, cum să nu? Da, cum să nu? Călugării citesc psaltirea în mod deliberat, obișnuit. Deci psaltirea este un fel de hrana sufletului. Când ni sete, ce facem? Bem apă. Când ni foame, ce facem? Mâncăm. Când e mintea goală, ce facem? Ne uităm la televizor, ne încărcăm cu o informație, deschidem o carte. Când ni somn, dormim. Când ni frig, ne îmbrăcăm. Sufletului ce-i dai? Rugăciune. Deci, de fapt, ce este psaltirea? Hrana sufletului și hrana cea tare. Pentru că Sfântul Pimen, cel mare, când au venit ucenicii în pustie, au spus așa: am fost în cetate cu vioșia ta și așa frumos cântau la biserică. Ce cântări înălțătoare, te ridică cu mintea până la rai. Și zice, de atâta bucurie ne-am umplut de cântări. Și Ava Pimen spune: o, nătângilor și netrebnicilor, v-ați Coborât voi la cântarea lumească a limbii celei pline de păcat. Dar ce facem noi cu dulceața dumnezeieștilor psalmi care ne duc direct în cer, la tronul lui Dumnezeu? Și un comentator, un analist din ăsta spiritual, un exeget de bun simț și de mare educație spune, zice, oare să nu fi iubit Ava Pimen cântarea? Și să fi fost mai mult adeptul psalmilor de a descalificat cântarea de biserică? Nu, că tot Ava Pimen spune în pildele, în apoftegmele lui, când vine un mirean și cere cuvânt de folos. Avo, cum să-L găsesc pe Dumnezeu? Înalță-te cu mintea la Dumnezeu prin dulceața dumnezeieștilor cântărele bisericii care te duc spre Dumnezeu, îți înmoai inima de la răutate, îți trezesc mintea la lumină și îți duc sufletul spre dulceața raiului. Iată, același Ava Pimen care îi spune ascetului desăvârșit că n-are treabă cu cântarea și creștinului care n-are treabă cu desăvârșirea îi spune înalță-te prin cântare la Dumnezeu. Că noi dacă ascultăm o slujbă frumoasă, dom'le, au cântat la strană dumnezește, ce faci când ai o ceremonie, nuntă, cununie, botez? Dom'le, vreau un cor, adică să fie ceva înălțător, nu să bei acolo un moș de 50 de ani uitat prin sat, care proverbul ăla noi avem la călugă, râdim când cânt unul aiurea, deschide voi gura mea și să vă goli biserica, știi, adică cântările în același timp și umplu biserica de lumină și de bucurie. Întreabă cineva pe Facebook dacă ați sfătuit vreodată pe vreo persoană să nu mai citească psalm. Niciodată. Doamne ferește. Sub nicio formă. Nu mai mult de un psalm dacă se teme, dar ca să nu zici nici un psalm, Doamne ferește. Am oprit cititul psaltirii, de exemplu a venit cineva și mi-a spus, părinte, copiii mei se bată și scot ochii, zic nu, las-o încet cu psaltirea, hai să trecem pe acatistul Sfântului Arhanghel Mihail și acoperământul să le liniștim întâi casa, că dacă ei deja s-au agitat și eu le fac psaltirea, poate reușesc să-și scoată un ochi și mai grav, dar nu că să oprim cititul psaltirii, o faci cu alt scop și pentru altceva. Da, 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 da. Bineînțeles că moliftele Sfântului Vasile cel Mare nu se citesc de nimeni. Nu, doar preotul le citește după ce a slujit Sfânta Liturghie sau dacă este împărtășit sau dacă este pregătit. De exemplu, am să vă spun o întâmplare a mea. Eu, când am început moliftele Sfântului Vasile, le citea un alt părinte, care după aia n-a mai fost și n-a avut cum să le citească. Și mi-a picat mie și am zis, dom'le, am 48 de ani, zic eu, hai să le citesc. Dar vă spun, după ce le-am citit, primul semn care mi l-a dat Dumnezeu, că încă nu sunt pregătit de molifte, am avut niște dureri de rinichi, am eliminat vreo 15 petri, nici nu știam că le am. Și am zis, uite frate, când te ies dracii din mine și apoi din alții, du-te la spital cu calmante, fără radiografie, bea ceaiuri, ia tratament, ține regimuri de astea cu pătrunjel, cu tămâie, cu Rovatinex, cu toate medicamentele astea, până ce le-am golit pe toate. Și cu mila lui Dumnezeu, acum când stau de vorbă dumneavoastră, fac moliftele, dar în schimb am scăpat de pietre, le-am pregătit de o temelie, poate să-mi fac un soclu. Da, a fost ispită, dar nu de natura. Și am avut și această întâmplare, că au venit persoane la biserică de-astea, cu mârâieli, cu nu știu ce, am stat aici lângă mine. Și când începea să fac o scălămbăială din asta la citirea, nu-i dă lui dracu satisfacție, taci din gură, stăpânește-te. Și ușor, ușor s-a curățit. Nu m-am văzut că persoana e perfect normală și că nu mai reacționează. Deși vrea să mugească, să facă cacățelul, ca pisică, bă, nu te prosti, nu-i fă lui dracu jocul, stăpânește-te. Și după 2-3 masluri, 7, nu mai văzut că omul e normal. Nu știi cum Dumnezeu lucrează, preotul n-are de unde să-și dea seama cum intră Duhul Sfânt în om. Da, da, da. Totuși există vreo persoană care să fie încumetată să citească moliftele? Da, 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 sunt persoane din astea laice care, fără să gândească de ce putere au și de curiozitate. Ce... Da, acum cum să spun, și Dumnezeu prea bunul și milostivul și iubitorul de oameni vede dacă omul o face în scop de naivitate și nu îl pedepsește. Dar dacă o face în scop de ispitire, apoi îl dă de pereți, nu-l iartă. Eu am cunoscut o persoană, nu era de-a noastră de aici, din sudul țării venise, nu știu ce preot avea duhovnic și a spus că în fiecare miercuri noaptea să citească moliftele, avea molit felnic acasă. Și am întrebat, n-ai pățit nimic? Nu. Mulțumește Lui Dumnezeu, dar te rog, roagă-l pe preot să ți le citească, nu le mai citim atât. Nu știu, le-am mai citit, nu le-am mai citit, dar eu le citea ca pe o poezie și poate Dumnezeu, neînțelegând intenția rea ei, a zis, lasă să le citească, oricum nu înțelege ceva din ele, dar nu te joci cu ele.